se anunța în grei pentru carierele de lignit din județul Gorj. România s-a angajat alături de celelalte state din Uniunea Europeană să renunțe la extracția de combustibili fosili și la producerea energiei electrice pe bază de cărbune, pentru că aceasta este principala cauză a poluării în Europa. Pentru județul Gorj, această înțelegere prin Planul Național de Redresare și Reziliență adoptat în anul 2021 de Uniunea Europeană înseamnă o mare lovitură economică și socială. Nu vor veni investitori în zonă. Am încercat eu cu preotul din sat, cu Vici, am fost să găsim investitori. Și toți spun că vor să meargă acolo unde sunt autostrăzi, drumuri naționale, europene, nu vin într-o înfundătură. Dar ați vrea să plecați de aici? Păi cum să nu plecăm, că vedeți că trăim greu. Trăim foarte greu aici. Încercăm să rezistăm și noi așa cum putem, pentru că cei care sunt pe blat cu conducerea, cu sistemul, sunt ajutați de sus până jos și din punct de vedere politic și din punct de vedere, eu știu, al susținerii de sus până jos. Vă referiți la complexul energetic Oltenia și guvern. Și, da, și guvern și conducerea politică. Deci să vă dau un exemplu, primarii fac angajări, pun pe listă și când fac angajări, toți cei care se angajează, pe care îi angajează primarii, sunt îndrumați, du-te la sindicatul X. E adevărat că sunt numiri politice și la directorat și la procedură de supraveghere? Aveți legături cu partidele, vreun sens? Da, eu sunt membru PNL. Nu întotdeauna a fost un management profesionist, nu întotdeauna a fost un management integru, nu întotdeauna banii care s-au dat către complexul energetic Oltenia au fost corect folosiți. În urma unui accident, mai ales cu victime, să fie salvați cei care conduc și să fie puse responsabilitățile pe cei care muncesc. Cele 7 parcuri fotovoltaice vor fi amplasate pe cele 3 gropi de cenușe care nu mai sunt active, la Rovinar, Turceni și Anița, și în hălzile interioare, care la fel se vor amenaja, deci nu se mai depune acolo, în cariera Tismana 2, Tismana 1, în cariera Rovinares, care s-a închis, și în halda exterioară de la Jilz, halda Bourelu. Rămâne șoferi! Altă variantă nu avem. La unde să mai plecăm la vârsta asta? În această seară, la Dosar România, vom vedea ce a însemnat și ce înseamnă cărbunele pentru locuitorii din Gorj, dar mai ales pentru întreaga Românie. Gabriel Geamănu a vorbit cu oameni simpli, dar și cu autoritățile, despre apropiata închidere a carierelor de lignit din Oltenia în anul 2026, în condițiile în care alte state europene și-au negociat la sânge producția de cărbune până în anul 2050. De asemenea, România vrea să înlocuiască extracția de combustibili fosili cu energie verde, iar implementarea unor parcuri fotovoltaice în Gorj a stârnit multe reacții. Județul Gorj se extrage cărbune de peste 50 de ani. Principalul cărbune extras aici este lignitul. Lignitul oltenesc a adus bunăstare zonei, dar a și distrus multe destine. Zeci de sate au fost rase de pe fața pământului, oamenii au fost strămutați, uneori forțat. Mulți au murit de inimă rea pentru că nu au vrut să-și părăsească gospodăriile. Cărbunele de aici a fost pentru unii binecuvântare, pentru alții blestem. Timpul a făcut în așa fel ca să se aștearnă uitarea peste suferință. În numele interesului național clamat de conducătorii țării, extragerea cărbunelui a devenit o problemă de securitate energetică a României. Oamenii care se pricep la acest fenomen spun că au fost investite sute de miliarde de dolari de-a lungul zecilor de ani
în minerit. Dar în ultimii ani, cărbunele s-a dovedit a fi principala cauza a poluării în lume. Dioxidul de carbon este și motivul pentru care, în Uniunea Europeană, au început negocierile cu statele care produc energie pe bază de cărbune pentru reducerea drastică a activităților de extracție. Statul român, membru al Uniunii Europene din anul 2007, a știut de intenția Comisiei Europene, dar s-a precipitat ca în multe alte cazuri. Circumstanțele au fost și obiective și subiective. În anul 2021, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, statul român s-a angajat să renunțe la cărbune până în anul 2030. Statul român va primi multe miliarde de dolari în urma negocierii PNRR. Problema e că în cazul carierelor de lignit, termenul de închidere este ianuarie 2026, iar programul de restructurare este deja demarat. Mulți mineri care au ieșit la pensie au scăpat, dar cei care nu îndeplinesc vârsta de pensionare și anii munciți minim 25 în producție vor rămâne fără locuri de muncă. Ați auzit că vor fi închise minele, nu? Da, avem informația că vor fi închise. Și cred că e un lucru foarte rău pentru zona Motru. Orașul Motru a fost înființat odată cu mineritul, s-a dezvoltat toată zona, s-au dezvoltat comunele limitrofe, oamenii au pensii bune, au avut salarii bune, mai sunt și angajați astăzi, chiar dacă s-a redus numărul lor, sunt angajați cu salarii bune, care dacă ar fi să închidă mineritul, ar avea de suferit. Din păcate, România a îmbrățișat această politică de decarbonare a Comisiei Europene fără să se gândească la specificul național. Poate și datorită faptului că sistemul comunist ne-a lăsat un mix energetic destul de diversificat. Pentru că știți foarte bine, avem în România aproape felii egale de energie pe cărbune, gaz, nuclear, hidro, solar, eolian, bine, mai puțin biomasă. Se anunță an grei pentru cărbunele din Oltenia. Se anunță an grei pentru cărbunele de peste tot din Europa. Pentru că Uniunea Europeană și-a asumat ținte de mediu foarte ambițioase. Vorbim de zero emisii la nivelul anului 2050. Și asta înseamnă că această producție bazată pe combustibili fosili, deci cărbune, este totuși cea mai poluantă sursă de producție a energiei electrice. Și există angajamente pe care fiecare stat și l-a luat, și România și l-a luat, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pe de o parte, și sigur, în cadrul țintelor climatice, de a reduce sau de a elimina chiar cărbunele din mixul energetic românesc. În sistemul energetic, din 98, de când s-a spart RNL-ul, s-a făcut un joc de șac foarte bine gândit. Adică, știți bine, s-a separat producția de distribuție, de transport, s-a privatizat distribuția, băieții care au cumpărat au făcut profituri de 100 de milioane, acum vând că nu prea au făcut investițiile. Tarifele stabilite de ANR după niște formule numai de dânsi și știute. După aceea, în chestia de producție, a pus în concurență pe ăla care produce cu 100 de lei, cu ăla care produce cu 1000 de lei, adică ce concurență mai e și asta. Vedeți, restul statelor, chiar dacă au energie pe cărbune, o au integrată în companii cu mix de energie. Noi, chiar dacă ne lăudăm că avem mix de energie, avem mix de energie, dar în companii diferite. Pe când în alte țări există acest mix de energie în cadrul aceleiași companii. Și alta concurează o companie, cum să zic, cu costuri similare și alta ce se întâmplă noi. Domnul Virgil Popescu, eu zic că pentru societatea asta, Complexul Energetic Oltenia, eu zic că mare nu a făcut mare lucru. În primul rând ne-a adus într-o situație de haos. Din ce în ce până în 2026 situația asta se va agrava. Urmă ca din 2026 situația, societatea să devină, adică să meargă pe picioarele ei în cadrul programului de restructurare care se va încheia, dar atunci noi trebuie să ținem cont că în cadrul acestui program de restructurare trebuie să facă anumite lucrări, programe de investiții care la ora actuală nu s-au făcut. Florinel Țuilă este primar al comunei Cătunele din județul Gorj de peste 20 de ani. Această așezare se află aproape de Motru, un oraș monoindustrial din județul Gorj. Mineritul a asigurat pâinea celor mai mulți din oraș, dar și din toate satele învecinate. Aproape că nu există familie în zonă care să nu aibă un membru angajat în minerit. În comuna Cătunele locuiesc acum în jur de 2700 de suflete.
nu au plecat mulți în străinătate tocmai pentru că au un loc de muncă în industria mineritului. Sunt și tineri care sunt angajați la mină. Da, în ultimii 3-4 ani au fost făcute angajări în minerit. Acum aveam speranță că vor mai fi angajați pentru că urmează să pensioneze foarte mulți dintre cei care au fost angajați după anii 70-80 încoace. Dar faptul că vor să închidă mineritul înseamnă că nu se urmărește viața cetățenilor din zonă, ci alte interese. Care ar fi acesta? Cred că, în primul rând, vrem să cumpărăm energie electrică din afara țării sau vrem să aducem gaz din alte țări să rămânem tot mai săraci. Suntem și într-o zonă în care avem un drum județean care leagă cele două municipii, Drobeta, Turnul Severin de Târgu Jiu, și nu vor veni investitori în zonă. Am încercat. Eu cu preotul din sat, cu Vicile, am fost să găsim investitori. Și toți spun că vor să meargă acolo unde sunt autostrăzi, drumuri naționale, europene, nu vin într-o înfundătură. Aici puteam să mai continuăm cel puțin 20-25 de ani numai pe exploatarea cărbunelui. Vor rămâne numai bătrânii aici? Vor mai rămâne cât se vor muta și ei la locul lor. În următorii 20-30 de ani nici bătrânii nu vor mai fi pentru că vor muri, tinerii vor pleca și va rămâne o zonă pustie. Cristian Pasitoniu este unul dintre cei mai buni excavatoriști din cariera de lignit Roșiuța din județul Gorj. Lucrează aici de peste 35 de ani și intenționează să iasă la pensie cu legea 197. Această lege permite minerilor care au muncit cel puțin 25 de ani în producție să iasă la pensie la vârsta de 52 de ani. Este o lege bună pentru minerii care au muncit atâția ani în ploaie, vânt, ger sau caniculă. Legea a creat o confuzie, căci este denumită legea pentru cei cu grupă specială în minerit. Dar atenție! Legea 197 nu este lege specială de care beneficiază magistrații și care a inflamat societatea românească. Pur și simplu, minerii care s-au spetit și și-au măcinat sănătatea chiar merită să iasă la pensie la 52 de ani. Cristian Pasitoniu este un om umil, muncitor, care nu a supărat pe nimeni în viața lui. Doar și-a văzut de excavatorul de aproape 3000 de tone și mai ales a avut grijă de fetița lui. Soția sa a murit de curând de cancer. Să ne imaginăm ce ar fi făcut acest miner dacă nu ar fi avut îndeplinite condițiile de pensionare. Căci e tare greu să crești un copil singur și să nu ai un loc de muncă. V-a ajuns atâta muncă? Da, bă, da, am 35 de ani de muncă, vârsta e 55 mare și asta, oboseala își pune cuvântul, ne apropiem de... Cu ce pensie credeți că ieșiți? În jur de 50 de milioane, 5.000 de lei. Cam așa e media. Colegii care au ieșit, care ne discutăm cu... Au ieșit alții și cu mai puțin sau mai mult? Da, depinde de răspundere, meserie, niște grile de salarizare care rămân toate la fel. Sunteți din zona de aici? Da, din Mot, din Mot, în oraș. Și mulți o să rămână fără pensia asta, pentru că sunt ceva mai tineri. Păi vă dați seama că orașul ăsta e legat de minerit. Dacă mineritul nu mai e, toate ce e în orașul Motul și zona limitrofă, sate pe lângă noi, toate sunt legate de noi, de minerit. Când o dispărea mineritul, nu știu încotro ce s-a întâmplat. Ce vor face oamenii mai tineri? Păi nu vedeți că tineretul e cam greu de format. De aia acum se încearcă să formeze un pic, că vedeți, salariile sunt mici, nu parile așa mare, că eu am 35 de vechime și am o răspundere. Dar la ei nu e așa, e 2-3.000 de euro, 2.000 de lei și vă dați seama că le e greu. Tineretul acum au alte... Aveți copii? Da, am o fetiță. Și cât are? În clasa 10-a, 16 ani. Păi și dacă se închide mineritul, măcar are noroc că aveți pensie păi, dumneavoastră. Eu pot să o întrețin, că are și aproape vârsta de a pleca la facultate, face un viitor, dar pentru tineretul ăsta e mai problematic. Daniel Dima este lăcătuș mecanic la cariera Roșiuță. Această carieră are cărbune pentru încă cel puțin 15-20 de ani. Cu toate acestea, va fi închisă peste 2 ani. Acest miner nu îndeplinește vârsta de pensionare, deși are ani lucrați în carieră în condiții foarte grele. Poate mai greu decât în cariera de lignit este în subteran. Dacă stai la televizor sau la terasă și comentezi vârsta de pensionare a unui miner din ignoranță, faci o mare nedreptate. O săptămână trăită în asemenea condiții e un calvar, dar aminte să muncești aici 35 de ani.
Dacă se închide mina, rămâneți fără loc de muncă? Da, sigur că da. E greu că am 26 de ani lucrat aici în canieră, suntem terminați. Boli, astea, să plecăm. Ați putea ieși la pensie? Nu. Nu. Nu, că am vârsta care nu ne încadrăm în așa ceva. Și ce o să faceți? Rămânem șomeri. Altă variantă nu avem. La bune să mai plecăm la vârsta asta. În situația asta sunteți mulți? Suntem, suntem. Cam câți de aici din carieră? Undeva la 5-600 suntem. Doar la Roșuța. În situația asta. Și aveți familii, copii? O soție, doi copii. Minori amândoi. E foarte greu. Un singur salariu. Soția ce a zis că puteți rămâne șomer? Nu avem alte alternative. Ce să... Păi și ce mâncați? Vedem, încercăm, nu o să murim de foame. Să plecăm afară la vârsta asta nu mai putem. Nu mai suntem capabili să o luăm iar de la capăt. Gândiți-vă că 26 de ani care am lucrat în condițiile acestea care sunt, e greu să plecăm afară acum. În aceste județe și în Hunedoara și aici la Gorj, din venitul ăsta, că vorbim de om din activitate sau om ieșit din activitate, deci că vorbim de salariul unui miner sau energetician sau de pensia unui miner și energetician, mai ținem că 2-3 membri din familie acasă. Deci salariul ăsta nu este pe persoană fizică, salariul ăsta este pe familie sau pensia cu care noi ieșim, pentru că nu avem altceva. Noi mai hrănim încă 2-3 guri din salariu sau pensia din activitatea asta. Vine anul 2026 și se închide totul aici. Bun, ei spun că vor prelungi, am înțeles, și văd acum că o prezintă ca și cum ar fi ceva optimist. Domnule, prelungim cu 2 ani. Ce ne, 2 ani trec ca mâine. Iar peste 2 ani ne vom pomeni tot în această situație. Pentru că eu vă spun, dacă nu era războiul, ca să-i facă pe guvernanții noștri să dea 2 pași înapoi, să se mai gândească puțin. Domnule, stai puțin, că ce facem în contextul ăsta al unui război și când vedem că energia și ați văzut prețurile la energie și toate lucrurile astea i-au făcut să se scuture puțin, să ezite în închidere, dar eu vă spun că eram închiși. Dacă nu era războiul din Ucraina, la revedere. Spre sebire de alții, eu m-am dus acolo și m-am dus și în Valea Jiului și că am povestit și public momentul în care un miner m-a tras de mână că și mi-a spus, domnul ministru, ia uitați-vă la mâinile astea negre, le vedeți? Și am văzut mâini cum n-am văzut în viața mea, muncite, negre și crăpate. Și mi-a spus, mâinile astea negre pun pe masa copilor mei o pâine albă în fiecare zi. Iar eu plec dimineața și nu știu dacă mai vin seara. Și tatăl meu a făcut la fel și bunelul meu la fel a făcut. Inginerul Felix Țârcă este șef coordonator al carierei Roșia din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Ar mai avea de lucrat încă 10 ani pentru a ieși la pensie la 52 de ani. Dacă mineritul va fi închis, va trebui să-și găsească alt loc de muncă în altă parte. Câți ani aveți, domnul Inger? 42 de ani. Ați mai luat cu grupa aceea specială încă vreo 10 ani, nu? Cel puțin, da. Cât aveți de carieră? 18 ani. V-ar trebui 25. Da. Dar nu faceți vârsta? Nu facem vârsta, da. Și să spunem că peste 3 ani trebuie să plecați. Unde plecați? Păi cred că voi încerca altă zonă a țării. Tot minerit? Minerit nu. Nu. Aici e inima mineritului în România și nu cred că voi găsi altceva pe calificarea mea. Aveți copii? Da. Un copil. Mari? O fetiță de 10 ani. Le dezrădăcinați de aici, le luați, vă mutați cu familia? E, da, e corect păcate, așa? Nu este corect deloc. Nu este corect deloc. Din păcate vom fi nevoiți să facem și asta. Ce zic fetițele? Le-ați anunțat? Le-ați spus ceva? Da, am vorbit despre momentul ăsta și îi pregătim pentru asta. Pentru că e posibilă și varianta aceasta de a pleca din păi județ, da, pentru că suntem monoindustriali aici. Va trebui să le mutați la o vârstă delicată pentru ele, la 14-15 ani. Da, delicată pentru ele și pentru mine și pentru întreaga familie, într-adevăr. Niciun moment din ăsta nu este pentru o vârstă anume, nu este de așteptat, dar trebuie să luăm în calcul și asta. Și aveți rudele aici în zonă? Da. Da. Și vă lăsați rudele, părinții. Vom fi nevoiți, din păcate, să trece și peste acest moment trist. Soția ce spune? Va fi și ea de acord. În lipsa unor venituri, va trebui să facem și pasul acesta. Și iată că România pierde... Pierde oameni, pierde specialiști, va pierde forță de muncă și nu punem nimic în loc. Aici este trist. Dumneavoastră a spus că vă mutați în țară, dar mulți pleacă afară cu familii. Da, da, da. Da. Din cei 1800 care au fost angajați, au fost mulți care au renunțat la joburile din Europa în speranța unui loc bun, bine plătit,
Și sigur, dar uite că siguranța aceasta nu există a locului de muncă, pentru că ei la fiecare 6 luni așteaptă acea reînnoire de contract care cumva nu mai poate veni după 3 prelungiri. Urmează o stopare a contractului de muncă. În urmă cu mai puțin de 2 ani, scandalul bolilor profesionale din minerit ajungea și în Parlament. În complexul energetic Oltenia au fost și sunt mulți mineri bolnavi care au tras cu dinții pe bună dreptate să muncească pentru a-și îndeplini anii și vârsta de pensionare de 52 de ani pentru a obține grupa condiții speciale, dar, așa cum spuneam mai devreme, nu înseamnă pensie specială ca la magistrați. Manu Tomescu s-a luptat ca minerii să obțină dreptul de a ieși la pensie la vârsta de 52 de ani. Tot el a cerut ca cei din conducerea complexului energetic Oltenia să recunoască dimensiunea bolilor profesionale în rândul minerilor. Indiferent de ce ar spune angajatorul nostru și de ce ar spune liderii de sindicat cumpărați de politic și de administrație, lucrul ăsta nu poate fi contestat sub nicio formă că în această activitate se moare la propriu. Speranța de viață este una dramatic de redusă. Nu trece săptămână, nu trece lună în care să nu auzim că ne mai moare un coleg ori din activitate, ori imediat după ce a fost pensionat. La ce vârstă? Vârste? Undeva media este în jurul 50 de ani. Deci uitați, recent mi-a murit un coleg de 48 de ani. 48 de ani pur și simplu a căzut din picioare, a fost la spital și am auzit că a murit. Deci avem decese care ne uimesc. Boli profesionale? Și boli profesionale au fost demonstrate, deși pentru o boală... Vedeți, noi mai suntem, revenim iar la locurile de muncă, să vă mai spun iar și un aspect. Dar asta este legislația în România. Să spunem că dacă un coleg de-al meu s-a îmbolnăvit, deși pe noi ne monitorizează din punct de vedere al sănătății, pentru că angajatorul este obligat în activitatea asta să o monitorizeze anual, periodic, spune legea. Ei, pe noi ne monitorizează cu o companie deținută tot de complexul energetic Oltenia, adică e acționar majoritar, MedSermin, așa se numește, vine și monitorizează această starea de sănătate a salariaților cu medici de la medicina muncii. Iar chiar dacă această societate este deținută de companie, a venit și ne-a dat dreptate nouă. Se plângeau și liderii sindicali și de la dumneavoastră și alții că speranța de viață este mai mică în cadrul complexului energetic Oltenia. Acum, întrebare, cum s-a făcut această analiză? Eu, ca neprofesionist, am comparat-o cu media națională. Suntem sub 20%. Deci stăm mai bine decât. Adică, îmi pare rău să spun, dar nația noastră are probleme. Și cardiace, și cu oasele, și destule incidențe respiratorii, de cancer. Ăsta sunt probabil cele 3 cu incidență maximă și la noi, ca în toată România. Se fac niște compromisuri, chiar cu viața și sănătatea oamenilor, pe această disperare, pe lipsă de alternativă, lipsă de locuri de muncă. Păi unde să se ducă un coleg de-al meu care are 30 de ani în activitatea asta, s-a îmbolnăvit aici, a trăit, a surzit aici, a rămas șchiop, a rămas cu afecțiuni grave și la un moment dat medicul de la medicina muncii îl găsește inapt. Iar angajatorul pune la dispoziție că n-am să-ți ofer loc de muncă, descurcă-te. Ce face omul ăla? Se duce și imituiește un medic să-i dea o hârtie, precum că să mai poată și să mai muncească și el să-și mai câștige o pâine. Cu asta ne confruntăm. Indiferent ce ar spune sindicaliștii care sunt pe blat cu acest sistem politic, eu trebuie să spun adevărul, pentru că cei care ascultă și vor vedea ce spun eu, vor ști că eu spun adevărul pentru că sunt dintre ei. Eu nu pot să mint. În luna ianuarie 2023, o mașină de transport s-a răsturnat în timp ce cobora o pantă în perimetrul carierei Jilț Sud. În acel cumplit accident au murit 3 mineri și au fost răniți alți 10. În urma anchetei realizată de Inspecția Muncii a rezultat că vinovat de accident se face complexul energetic Oltenia pentru că a pus la dispoziția carierei Jilț o mașină neomologată și neautorizată pentru transportul de persoane, având și deficiențe tehnice grave. Mașina avea coeficient de frânare sub 43%, iar anvelopele erau crăpate și uzate. Dosarul se află și acum la parchet, nefiind încă soluționat. Mașina aparținea firmei SC Uzina Rominex SRL,
care la rândul său, potrivit rezultatelor anchetei, este vinovată pentru că nu a pus la dispoziția carierei o mașină omologată. De altfel, această firmă este abonată de ani buni la contractele complexului energetic Oltenia. Familiile celor trei decedați în accidentul minier, sătule de tergiversarea dosarului, nu au dorit să mai vorbească despre tragedie și așteaptă decizia instanțelor de judecată. Daniel Burlan, fostul președinte al directoratului, a fost demis după tragedie. M-a sunat un coleg și m-a anunțat. M-a anunțat să-mi spună că fratele meu este foarte grav și nu mai are niciun fel de șansă. Eu, la rândul meu, am sunat un șef de sector de aici, la Cariera Sud, care eu acum, anul trecut, am fost detașat la ei și l-am întrebat și mi-a confirmat că este adevărat. Nu puteam să cred și nu pot să cred nici în acest moment. Dar situația este făcută ca să suportăm toate consecințele datorită conducerii și acestor oameni care ne conduc. Se plângea fratele dumneavoastră de aceste condiții. Dumneavoastră ați lucrat la fel în aceste condiții. Tocmai de aceea aveți și o afecțiune de care dumneavoastră suferiți, tocmai de pe urma acestor condiții grele de lucru. Lucrez în acest complex de 28 de ani. De 28 de ani lucrez și am lucrat numai pe schimburi. Mi-a făcut treaba la fel cum a făcut și fratele meu. Fratele meu era chemat de directori la orice intervenție. El lucra numai schimb unul, chema seara de acasă pentru ca să le pornească utilajele. Fostul președinte spunea că nu a fost informat, că n-a știut situația, că nu știa că... Deci știa care e situația drumurilor. Că n-a fost informat, că a urcat atâția, că încoate e o chestie umană. Spuse. Eu, sigur, șoferul va fi găsit vinovat. Deci eu, ca persoană, acord circumstanța atenuată pentru că revin. E chestie umană când vezi... ud la piele un grup de cole să nu iei, să-i duci la sediul social ca să se schimbe. Vă văd plin de nămol. Din cap până în picioare sunteți plin de nămol. Ce-s condițiile? Vă e teamă să mai mergeți cu mașinile? Cam. Preferați să mergeți pe jos? Am fost ieri acolo și am participat și... Cum a fost ieri acolo? Ce ați văzut? Cum a fost? Greu. Dar așa s-a făcut transportul întotdeauna? La mine aici? Da. Tot cu mașinile astea vechi, da. Nesigure. Da. Sunt rable. Improvize. Oricât se mai poate întâmpla un asemenea accident. E inevitabil. La activitatea care există la ora actuală și la starea echipamentelor tehnice, e inevitabil. Acea mașină ar fi trebuit să facă două curse pentru a nu le pune viața oamenilor în pericol. Adică odată să ducă materialele, se mai întorcea odată și ducea oamenii. Nu, pur și simplu pentru a face reduceri de costuri, de combustibil, au îngrămădit materialele, sculele și tot ce au avut ei acolo, tuburi de oxigen, toate astea le-au îngrămădit, le-au pus peste oameni. De acolo mașina când s-a răsturnat, pur și simplu toate acele scule, toate acele materiale au, pur și simplu i-au strivit pe colegii noștri. Pentru că altfel ar fi fost dacă, să zicem, ar fi fost numai oameni acolo. Puteau să salveze viața și ducea materialele după aceea. Dar la noi se obișnuiește asta, bagi la oaltă pentru a te descurca cu o găleată de motorină, ca să mă exprim așa. Față de mașinile care s-au suplimentat cu încă 25 de mașini, pentru transportul salariaților la locul de muncă și de asemenea înapoi la... Păi sunt suficiente 25 de mașini pentru atâtea cariere? Pe lângă cele care erau de 39, încă 25. Mașini noi sau tot la mâna a doua? Deci, mașini... De transport persoane. Transport persoane, 8 plus 1. Dar noi? Noi... N-au fost achiziționate mașini noi. Au murit trei mineri în această iarnă, în ianuarie. Ați schimbat lucrurile într-un fel? Anumite schimbări au fost făcute pe timpul mandatului domnului ministru Popescu, inclusiv conducerea companiei a fost schimbată atunci, și inclusiv președintele Consiliului de Supraveghere. Deci anumite schimbări au fost făcute. În plus, au existat controle din partea corpului de control și o parte dintre măsuri le-am luat eu și ele vizează trimiterea aspectelor sesizate către parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, către Direcția Națională Anticorupție. Sunt aspecte
E un cumul de factori care înseamnă proceduri de achiziție cu suspiciuni grave de atribuire pe baza unor criterii neobiective, ca să nu spun mai mult, grupuri de interese, relații personale, prietenii, rubedenii, rudenii și așa mai departe. Și deci o întreagă gamă de posibile infracțiuni care sigur că fac obiectul unor anchete penale. Asta nu înseamnă că îi aduce cineva înapoi pe minerii care și-au pierdut viața. Și nimeni nu poate să le consoleze familiile. Dar firma aceea de transport de la accidentul de muncă din ianuarie? Firma de transport are în continuare contracte cu compania. Cum se numește? Succes. Este a domnului Sarcină de la noi din județ. Acum nu știu. Un om foarte influent. Bineînțeles, sunt oameni influenți care tot timpul au controlat această companie prin diversi și interpuși. Acum știți cum este. Într-un fel sau altul, cineva tot trebuie să vină să presteze aici și să primească contracte. Dar asta n-ar fi o problemă dacă ele ar fi într-un mod corect și, cum să vă spun, să nu pună viața oamenilor în pericol. Să nu avem noi ca și salariați de suferit. Acel transportator a fost exclus sau i s-a prelungit contractul cu complexul energetic Oltenia? Cel care a dat mașina în care au murit oamenii. Transportatorii, acea mașină care care a fost implicată, acea mașină nu mai lucrează la CEO, dar transportatorii care vin la licitație. Este o licitație în care sunt comisii, e transparent, e pe SICAP, nu este... Dar acel transportator care deține acea mașină mai există? Da. Cine este? Firma domnului Sarcina, parcă, nu? Uzina Rominex. N-aș vrea să spun... Adresul este? Poate acționar este dumnealui, după cum... Deci încă colaborați cu firmele dânsului? Problema este că sunt licitații. Din punctul nostru de vedere, ne-am adresat tuturor din toată țara. Un aspect cinic, ca să vă spun așa, din lipsa locurilor de muncă de la noi din județ, rudele au vrut să-și angajeze alte rude. Au zis cel puțin să aibă un loc de muncă. Și am înțeles că nici măcar asta n-au reușit. Rudele celor decedați? Rudele celor decedați, da, se transmit de acolo. Vedeți, este o situație disperată la noi în județ și în aceste județe din Oltenia, cel puțin în județul nostru, cam 80% depinde de această activitate. De zeci de ani, complexul energetic Oltenia a fost căpușat direct sau prin interpuși de oameni de afaceri influenți din Gorj și nu numai. Mai mult, șefii ai unor servicii secrete au avut contracte cu CEO. Firmele de pază din compania minieră au aparținut sau aparțin acestora prin interpuși și sunt practic intangibile. Sute de milioane de euro s-au scurs, dar nimeni nu a răspuns de risipirea banilor publici. Mai mult, au fost și sunt sindicate care au avut de câștigat de pe urma banilor din complexul energetic Oltenia. În tot acest timp, cei mai mulți dintre mineri au avut salarii mizerabile în raport cu munca prestată. Investițiile, reparațiile în această activitate au fost reduse aproape de zero. De ce? Și asta nu de acum. Pentru că guvernul a întors partele acestei activități. Mai sunt, pe de altă parte, sunt și interesele din acest județ, pentru că nu vă ascund acest lucru. Această companie a fost și căpușată, tot de mediu politic, n-au venit extratereștii să căpușeze această companie. Ea este căpușată tot de oamenii care sunt susținuți politic, tot de clientela politică din acest județ. În special PSD-PNL? În special pentru că cele două partide mari au fost... au succedat cam permanent în această țară la guvernare și, practic, dacă stăm să ne gândim bine, au cam și migrat dintr-un partid în altul să rămână mereu la butoane. Nu întotdeauna a fost un management profesionist, nu întotdeauna a fost un management integru.
nu întotdeauna banii care s-au dat către complexul energetic Oltenia au fost corect folosiți. Cam toți directorii, cam toți cei care au condus această companie, într-un fel sau altul, au greșit. Mai avem serviciile secrete reprezentate de oameni care au afaceri mari în complexul energetic. Firme de pază. Au firme de pază, foști, eu știu, au avut funcții în serviciile secrete. Ce firme de pază? Nu pot să vă dau numele pentru că nu le cunosc. Nu știu pur și simplu cum se denumesc. Dar sunt două, trei mari firme de pază care primesc contracte în această companie, regulat, participă la licitații, dar cu toate astea, cam paza se face tot cu personalul, tot cu profesioniștii care lucrează în această activitate. Asta este și un of de-al meu, ca să vă spun așa, pentru că noi avem deficit de personal în subunitățile de producție, avem deficit de personal acolo unde se muncește flux continuu 24/24, dar cu toate astea, pentru că avem deficit de personal în anumite puncte, în anumite subunități, se face pază cu acești profesioniști, deși compania plătește milioane de euro acestor firme de pază care ar trebui să păzească subunitățile din companie. La ora actuală, toate licitațiile sunt transparente și v-am spus. S-au redus cheltuielile sau încercăm să reducem cheltuielile și am și reușit prin practic o informare mult mai bună a tuturor firmelor din țară. Victor Ponta este primul premier post-decembrist care a fost trimis în judecată în timpul mandatului în dosarul Turcenii Rovinari pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani. Alături de el au mai fost trimiși în judecată Dan Șova, Laurențiu Ciurel, fost director general la Complexul Energetic Rovinari, și Dumitru Cristea, fost director general la Complexul Energetic Turceni. După mulți ani, Victor Ponta și Dan Șova au fost achitați, la fel și Laurențiu Ciurel. De altfel, Complexul Energetic Oltenia a fost o țintă predilectă a unor politicieni. Sunt suspect în cazul domnului Șova pentru activitatea de avocat în 2007-2008 și de asemenea stăm în conflict de interese că l-am propus pe domnul Șova ministru. Ce acuzație mai exact vi se aduce pentru prima parte? Restul detaliilor dați-mi voie să vi le spun. Parte conflict de interese. Aveți absolut toate datele la procurare. Stați un pic. Am venit la DNA ca orice om normal. N-am dat nicio declarație. O să ne cheme pentru declarații. Vă veți da demisia? Păi stați un pic. La DNA nu facem politică. Politica se face în Parlament. Vă mulțumesc. Este vizat de suspiciuni de corupție. Pe timpul lui Ponta, parcă s-a creat Complex Energetic Oltenia, chiar l-a denumit Ponta o șandrama. La un moment dat a venit și a dat declarație că nu știe cu ce să facă să salveze șandrama-o. De atunci, la șandrama-o asta susținea sistemul energetic național chiar cu costuri de vieți omenești. Ponta, dar el nu este gorjean de al nostru, nu știu cum a fost parașutat pe aici să fie deputat de Gorj, așa, și în rest ceilalți locali, cei care au condus consiliile județeane, Călinoiu, domnul Weber, care este și astăzi, Dan Vâlceanu, Gheorghe Pecingină, dintre cei vechi, sunt politicieni care au condus destinele județului și destinele acestei companii până la urmă, dar declarații au fost, declarații sunt tot timpul că se bat pentru asta, dar numai declarații. Ce ați solicitat astăzi? Nu a fost decât o discuție la camera preliminară, încă nu s-a intrat pe fond, nu am absolut niciun fel de declarație de făcut pe un dosar aflat în rol. Dar ați cerut să... Nu am cerut nimic, au fost doar discuții preliminare, discuții asupra dosarului. S-a discutat despre mai multe lucruri, dar nu pot să vă fac niciun fel de comentariu. Mulțumesc. Noi suntem în termen. Se va putea face. Parte civilă? Nu știu, este partea departamentului juridic. Suntem în termen, mai este timp până atunci. Dar aveți această intenție? Nu m-a rugat.
De-a lungul timpului, colosul energetic din Gorj a fost condus de oameni puși politic și foarte rar de specialiști. Banii publici au fost scurși prin compania minieră, au cumpărat sindicatele, minerii au fost masă de manevră, iar aceste sume exorbitante de la stat au adus și multe voturi. A schimbat vreodată vreun politician care reprezintă Gorjul, senator, deputat, să vină și el, ei, în carieră, să vadă cum se muncește? Să știți că au fost, de exemplu, ajutorul care a fost de salvare, atunci politic era Vâlceanu, care Dan Vâlceanu, care știu cu dumnealui chiar vorbeam în perioada aceea, chiar s-a zbătut și pentru compania. Familia lui Dan Vâlceanu a avut contracte vreodată cu Complexul Energetic Oltenia? A avut tot timpul. Și vă spun de ce. Acum, de asta v-am și zis că putem să spunem că a avut, dar familia Vâlceanu vine în domeniu, lucrează în domeniu de pe timpul lui Ceaușescu. Dacă și-a dezvoltat, are expertiză, are utilaje, are oricine care vine și participă la licitație, acum nu o să poată niciodată să îl descalifici pe cineva de la o licitație că e membru influent, lider. E membru sau nu place cu ochii lui. Deci, sau lider politic. Sau lider politic. Sunt și astea probleme. Dar vedeți, astea sunt probleme, de exemplu, de zeci de milioane de lei. Problema cea mai delicată este că pușarea statului prin acele taxe, pentru că în momentul în care statul român spune o taxă de 500 de milioane de euro pe această companie, n-ai cum să mă intri într-o economie liberă de piață. E adevărat că sunt numiri politice și la directorat și la Consiliul de Supraveghere? Aveți legătură cu partidele, vreun sens? Da, eu sunt membru PNL. Și cine v-a numit pe dezbaterea asta? Consiliul de Supraveghere peste nu. Și Consiliul de Supraveghere este la fel de politizat, nu? Acum, faptul că ești membru al unui partid nu ar trebui să ocupi nicio funcție că... Ești membru de partid. Ești membru de partid. Dar nu ești sinecură politică? Eu vă spun că, de exemplu, și v-am și spus, cât mi se acordă mandat, eu îmi voi face datoria pentru companie. Dar nu este, sunt funcții temporare, chiar și în Consiliul de Supraveghere, chiar și în directorat. 4 ani. Sunt 4 ani. Cele 7 parcuri fotovoltaice vor fi amplasate pe cele 3 gropi de cenușe care nu mai sunt active. Nu știu ce lucrează tribunalul, ce lucrează judecătoria, nu știu. De 10 ani sunteți în proces? 10 ani sunt în proces cu ei. Ne omoară scârțăitul ăla în casă, se aude. Măi, eu parcă, și când plec de aici, de acasă, parcă am tot așa scârțea la aia în cap. Dacă se închide mineritul, Gorjul nu va mai avea bani. Gorjul, dacă se închide mineritul, trebuie să se atașeze de alt județ. În urmă cu 2 ani, Complexul Energetic Oltenia a anunțat implementarea unor parcuri fotovoltaice, având ca parteneri compania OMV și grupul Tinmar, un puternic jucător pe piața energiei în Europa, precum și construirea unei centrale pe gaz la Ișalnița împreună cu Alro Slatina. Mass media românească a dezvăluit că aceste parteneriate ale Ministerului Energiei cu OMV vor fi păguboase pentru statul român. Mai exact, statul român vine cu terenurile și cu partea de bani care îi revine prin contract, adică sute de milioane de euro, iar afacerea pare că dezavantajează România potrivit unor demersuri jurnalistice. Sunt informații tehnice că milioane de tone de cenușă depozitate pe terenurile unde vor fi implementate parcurile fotovoltaice ascund metale care pot fi extrase. Am încercat în mai multe rânduri să aflăm și punctul de vedere al companiei OMV, dar nu ni s-a răspuns la nicio solicitare. Aici va fi amplasamentul viitorului parc fotovoltaic din perimetrul Haldei 1, depunerea în trecut se realizându-se la treaptă înaltă, deci
va avea această locație și celălalt parc fotovoltaic va fi către sectorul Tizmana 2, va fi cel de-al doilea parc fotovoltaic, de fapt numărul 1 și numărul 2 aici. Cele 7 parcuri fotovoltaice vor fi amplasate pe cele 3 gropi de cenușe care nu mai sunt active, la Rovinar, Turceni și Alnița, și în hălzile interioare care la fel se vor amenaja, deci nu se mai depune acolo, în cariera Tizmana 2, Tizmana 1, în cariera Rovinares care s-a închis și în halda exterioară de la Jilz, halda Bourelu. Despre ce sume vorbim? Deci sunt pe parcurile fotovoltaice, deci este din fondul de modernizare în jur de 900 de milioane de euro, în care iar partea cealaltă de finanțare, deci se va, sumele vor fi puse atât de CEO, cât și de partener, unde este 50-50, vine aport CEO cu 50%, partenerul cu 50%, unde este 60, aproximativ 59-60, CEO își pune partea de 59, partenerul de 41. Au fost înființate, practic, 3 parteneriate cu companii private. Mă refer la OMV Petrom, mă refer la Tinmar și mă refer la Alros Latina. Fiecare dintre acestea a vizat anumite capacități. De exemplu, cu OMV Petrom sunt vizate parcuri fotovoltaice de aproximativ 400 de megawatts putere instalată și un buget total de undeva la 400 de milioane de euro. Din fondul de modernizare, reamintesc, 70% sunt sume susținute, practic, ca și grant. Deci, compania vine cu 30%, compania de proiect, în care CEO Oltenia are, în general, 50% și partenerul privat 50%. Au fost diverse publicații sau televiziuni care au strânit un scandal pe tema asta. Statul român vine cu terenul, vine cu jumătate din bani sau chiar mai mulți și, de exemplu, OMV-ul vine cu o sumă mult mai mică, dar când se împarte, la final, profitul, să zicem, OMV-ul ia jumătate din banii. Ne puteți dezluși? Păi, una este aportul fiecarei societăți și alta este, dacă vreți, această sumă de tip grant care se acordă prin intermediul Fondului pentru Modernizare. La fel și la investiția 1 din PNRR. Statul vine cu un grant și cu oricare dintre firmele private care a cotizat acolo, firma privată rămâne cea care exploatează proiectul și are 100% din profitul de acolo. Deci una este partea de grant, alta este ce se întâmplă ulterior cu societatea de proiect și exploatarea în sine a respectivei capacități. Aici este neînțelegerea. Cine va avea de profitat de pe urma acestui parteneriat? OMV sau statul român? OMV și CEO Oltenia, Complexul Energetic Oltenia, unde statul român sigur că e acționar majoritar. În ce procente? Într-un mare procent, nu știu exact cifra, dar oricum Ministerul Energiei este autoritate tutelară, fiind de departe acționarul principal la Complexul Energetic Oltenia. În ultimele luni s-a pus problema netransparenței acestor parteneriate cu OMV, Tinmar și Alros Latina încă de pe vremea fostului ministru Virgil Popescu. Actualul ministru al energiei, Sebastian Burduja, ne explică ce s-a întâmplat. OMV Petrom, Tinmar, Alros Latina, aceste trei companii au fost alese în urma unor proceduri competitive, transparente. Au fost apeluri publice lansate, vrem să facem societatea asta de proiect, vrem să accesăm acești bani, care sunt companiile private interesate să depună proiecte și sigur că trebuie să aibă și capitalul necesar. Lumea se întreabă de ce nu s-a organizat licitație pentru fiecare dintre acești trei parteneri. A fost o procedură similară unei licitații, adică un apel deschis pentru companiile private să-și manifeste interesul de a participa în asemenea proiecte. Sigur, dacă există suspiciuni, cu siguranță voi trimite corpul de control și voi sesiza organele de anchetă penală. Au fost și neînțelegeri, contestații? La nivel de minister
s-au selectat cele trei firme. Din, după cum am înțeles, din 10 firme sau care au avut intenția de a face parteneriat cu CEO. Nu am fost ministru când s-au organizat respectivele proceduri, dar în toate discuțiile pe care am avut cu conducerea Complexului Energetic Oltenia, m-au asigurat că au fost pe deplin transparenți, s-a știut de acele proceduri, nu a vrut cineva să ascundă aceste lucruri. În spatele termocentralei Rovinari se află satul Rogojelu, ce aparține de comuna Fărcășești. Sătenii, câți au mai rămas aici, se plâng de poluarea fonică imensă, dar și de praful ridicat de basculantele carierelor din jur. Poluare avem în satele Roșia și Rogojelu, unde mai aproape de termocentrala Rovinari și de depozitul de cărbune la Roșia Jiu. Ce zic oamenii? Sunt noxe de sulf? Ce sunt? Zgomot, praf? Zgomot, praf, oamenii sunt, unii chiar s-au și îmbolnăvit, oamenii s-au mai dat în judecat, s-au mai judecat și cu mediul. S-au îmbolnăvit, a spus. Ce fel de boli? Boli, vă dați seama, de plămâni, de diferite boli. Au și murit? Nu, diferite boli. Dar vă dați seama că suntem afectați și de praf și de zgomot. Dumneavoastră ca primărie ați făcut vreo interpelare, vreo adresă către Agenția de Mediu și Garda de Mediu? Către Garda de Mediu, da. Referitor la? La praf, la zgomot, în urma sesizării cetățenilor care au venit către noi, către primărie, am făcut adrese către Garda de Mediu Târgu Jiu. Pe ce ați aplicat amenzi? Pe zgomot sau pe pulberi? Absolut pe toți factorii de mediu, și pe zgomot, și pe pulberi, și pe toate neconformitățile pe care au fost constatate în derularea controlului. De-abia ne înțelegem din cauza zgomotului. Doamne, zgomotul e iminent. Ăștia sunt utilajele cu care se lucrează. Problema este că compania trebuie să facă niște măsurători corecte pe bază de mediu, iar acolo unde e nevoie să intervină, ca cetățenii să ducă și o viață mai liniștită. Nimeni nu este împotriva mineritului, nimeni nu este împotriva producerii de energie, că toți sunt beneficiari direcți sau indirecți. Că lucrează la, că au lucrat, dar oamenii trebuie să își ducă și o viață normală. Deci trebuie aplecat asupra oamenilor mai mult. Valeriu Diaconescu se judecă de mulți ani cu Complexul Energetic Oltenia. Compania minieră a cumpărat casele aflate lângă gardul termocentralei Rovinari, dar nu și pe cele aflate peste drumul de acces de la numai 5 metri, acolo unde zgomotul produs de coșurile de evacuare și de benzile transportoare este și mai mare. Ne-au auzit foarte rău, foarte greu. Păi știm că aici e un zgomot infernal. Alaltă ieri a venit, au făcut expertiza de niște băieți de la Vâlcea cu firma autorizată de stat, a treia expertiză care mi se face în decurs de 10 ani, de când sunt în proces cu complexul. Nu știu ce lucrează tribunalul, ce lucrează judecătoria, nu știu. De 10 ani sunteți în proces? 10 ani sunt în proces cu ei. Pe 4 octombrie am proces iară, dar se va amâna că nu se termină expertiza. Și practic dumneavoastră ce le cereți? Nu am cerut decât să facă cumva să zgomotul să dispară, dacă nu să-mi evalueze gospodăria și să dea banii să plec să-mi fac casă în altă parte. Atât. Cât le-aș cerut? Păi, eu le-aș fi cerut și 1.000.000 de euro, dacă aș putea. Dar în limita legii. Cât, nu o sumă anume, să vină să evalueze, dom'le, asta este, atâta face și pa. Și au venit? Nu au venit, nu. Nu. N-au venit, fiindcă așa vor ei să... Nu știu ce se întâmplă. Sunt câteva familii în jurul termocentralei care se plâng de poluare și sunt afectate grav, așa susțin. Sunt câteva familii și sunt și ceva probleme reale pentru care noi facem acum investiții. Nu am plângeri, ca să vă citesc pe dumneavoastră, noi Rovinari, referitoare la poluare. Adică pe sulf suntem cu conformarea 100%, pe praf suntem conformare 100%, NOx compuși de azot 100%. Avem o problemă, este chiar la limită, pe nivelul zgomotului. Adică? Centrala este așezată un pic într-o zonă de vale, dacă vedeți, și zgomotul produs de viteza de evacuare a gazelor în atmosferă la vârful coșului este amplificat de geografia locală. Garda de Mediu n-a luat nicio măsură cu ei.
Agenția de mediu? Nici o măsură, știți ce mi-au răspuns? Dom'le, dacă nu vă convine ce măsuri am luat cu ei, dați-ne în judecată. Domnul Meche, domnul comisar Meche. Numărul de petiții de la cetățeni a cunoscut o creștere ușoară. Ele sunt bazate pe disconfortul creat de diverse activități miniere, de transport steril, de transport cărbune, benzi transportoare, excavatoare de mare capacitate. Sigur, prin autorizațiile de mediu emise de către Agenția de Mediu, s-a încercat oarecum combaterea acestor efecte generate de activitățile miniere. De fiecare dată, la orice sesizare a unui cetățean, Garda de Mediu a intervenit prompt, a dispus măsuri de urgență pentru limitarea acestor efecte, s-au aplicat și sancțiuni la toate obiectivele miniere din zonă, cuantumul amenzilor a depășit foarte mult 200-300 de mii, dacă ne referim la ultimii 10 ani. Noaptea nu se poate dormi. Au zis cârțăitul la bandă, cum se aude, că n-are... Nu sunt inginer, nu sunt să se ocupe să facă nimic. Din cauza zgomotului și prafului, Marcel Novolan vrea să plece din satul Rogojelu, însă complexul energetic Oltenia nu i-a făcut nicio ofertă pentru proprietate. Limita fiind de 50, nu? Da. Admisă. Da, și eu aveam 68 aici la mine, măsurat în curte, de la mediu. Și n-au luat nicio măsură. A dat amendă, bine mersi. Noi tot aici am rămas. Am făcut iară, am făcut și la CEDO, și la guvern, la Ministerul Mediului, și la primul ministru. A trimis tot la Trebujul la mediu să vină să ia. Iar a venit, am făcut iar, am toate hârtiile, am măsurătorile, am tot. Am făcut și la Sanipid. A venit Sanipidul, a făcut în casă. Și am în casă, am 59 decibeli în casă, la mine, unde dorm. Cu ferestrele închise? Păi uite, am termopanele, de-alea și pus termopanele, am zis că aveam de-alea, giurgiuvele de-alea de lemn, cum era. Și am pus termopanele ca să zic, poate mi-a zgomotul. De ce aici v-ați născut? Da, eu aici am născut. 68 de ani? Da, 68 de ani. Și de 11 ani aveți un coșmar cu... De 12 ani. De 11 ani, da. În 2012 a dat drumul la astea. Prima dată mergeau alea cu... Nu era zgomotul, era cădea niște praf de cenușă, nu ne deranja. Era mai bine. Când mai refula câteodată, când se spărgea un cazan, dădea afară asta și mai făcea un pic de zgomot. Dar n-aveam așa, ca acum. Și banda asta... Asta ne omoară. Ne omoară scârțăitul ăla în casă, se aude. Băi, eu... Parcă, și când plec de aici, de acasă, parcă am tot așa scârțea la aia în cap. Ne-a zăpăcit. Autorizația integrată de mediu emisă pentru termocentrala Rovinăr, pentru că și aici este o problemă, această termocentrală este chiar în mijlocul așezării umane, în mijlocul orașului, indică ușoare depășiri la capitolul ăsta al zgomotului, la decibeli. Care este limita? 65 de decibeli. Și am înțeles că au fost și peste 75-80? E adevărat, au fost și peste 75-80. Este vorba de acele episoade de punere în funcțiune a grupurilor energetice, în care instalațiile de reducere a noxelor, instalațiile de combatere a zgomotului nu funcționează la parametrii normali până când grupurile energetice nu intră în parametrii normali de funcționare. Este vorba de pornirile și opririle acestor grupuri energetice. Ați avut vreodată intervenții de natură politică pentru a nu sancționa complexul energetic Oltenia? Niciodată nu au fost intervenții de orice natură pentru a sancționa complexul energetic Oltenia. Haide, mama, ha! Camelia Albu ar vrea să vândă casa companiei miniere, însă nici ei nu i s-a făcut vreo ofertă. Este foarte greu pentru oricine să trăiască în această zonă. E o tortură continuă. Foarte, foarte greu să aude. Dacă cineva îmi strigă la poartă, eu nu aud. Deci nu se aude și vecinii poate să supără că nu le răspund. Dar nu se aude de zgomotul care este. Deci nu se poate așa ceva. De câți ani trăiți în zgomotul acesta? De 57 de ani. Bine, n-a fost întotdeauna așa zgomot. Nu a fost, dar de vreo 35, 4, a fost 35, 40 a fost, că i-ai făcut în 66. Este, aici m-am născut.
era și poluare înainte. E, dar cum să nu? Deci nu poți să pui o cămașă albă, nu se pune problema ca să o pui pe sârmă. Deci nu există. Acum vorbiți că e poluare asta? Da, da. Ați vrea să le dați casa? Da. De ce nu? Da. Și au... De atâtea ori mi-au spus să fiu cu actele în regulă. De N ori, de la mediul din termă, complex. Să fiu cu actele în regulă. Nu mai întrebe nimic decât o adeverință de la primărie. Atât, în rest sunt... Dar nimeni nu ne întreabă nimic. Nici bună ziua. Areta Popescu s-a mutat în satul Rogojelu în urmă cu 44 de ani. Spune că merge anual la sanatoriul pentru boli pulmonare Dobrița din județul Gorj. Eu dacă nu-mi dau cu spray-ul ăla, nu pot să respir. Nazal? Nu, pe gură. Trag din, am un semicor, trag din el și trebuie, după ce trag, trebuie să mă duc să mă spăl în gură ca să nu fac în gât. Dar ce a zis doctorul la spital? Că aveți boli de plămâni, nu? Da, bronșită azmotifermă, azm. Și mi-a zis de ce, din ce cauză. Păi dacă mă ta, stai cu nasul în cărbune. Păi da, nu ai aer să respiri. Păi și unde să stați? I-am spus, am casa lângă depozit, ce să fac, asta e. În perimetrul comunei Fărcășești din județul Gorj se află câteva cariere de lignit. Banii din redevență asigură în jur de 70% din bugetul anual al primăriei. Fără acești bani, practic, primăria nu ar putea funcționa. Marea problemă va fi atunci când mineritul pe bază de cărbune va fi închis. În comuna Fărcășești suntem afectați de lucrările minere. Avem trei cariere, cariera Peșteana Nord, cariera Roșia Jiu și cariera Pinoasa. Bugetul local al comunii Fărcășești este 70%, vine de la Complexul Energetic Oltenia. Ca sumă, cât ar fi? Ca sumă, undeva, deci noi în fiecare an primim undeva la 6.500.000 de lei. Asta ar însemna în euro cam 1.200.000 de euro, nu? 65 de miliarde lei vechi. Și în ce sens sunteți afectați? Că ați spus că sunteți afectați de lucrările miniere. Deci tot terenul arabil la noi este afectat. Comuna Fărcășești nu mai, deci teren arabil nu mai avem, este haldat și este escavat. Ce sate sunt afectate de zgomot, poluare și alte... De zgomot este Roșia Jiu și Rogojelu, undeva în zona asta este termocentrala, în satul Rogojelu. Aici așa s-au și expropiat pe partea lângă termocentrală, toate casele de pe partea dreaptă spre termocentrală s-au expropiat pe mediu. Și cel mai mult praf este în zona asta aici, unde este depozitul de cărbune al carierei Roșia Jiu. Există și sulf? Sulf nu, e praf de cărbune. Mihaiță Constantin din satul Rogojelu, comuna Fărcășești, s-a mutat de curând aici. Spune că ocolul silvic a intrat fără să-l întrebe cineva peste bucata de pădure și a început să o taie. Este o practică obișnuită în satele din Gorj, acolo unde se exploatează cărbune. De câți ani locuiți aici? Numai de un an de zile. A locuit un frate mai mare care n-a avut copii moștenitori, a decedat și am venit să dau lupte cu mineritul, că aici nu se poate trăi. În ce sens? În sensul că trec utilaje de 40 de tone zi și noapte, casa e situată la 6-7 metri de axul șoselei și se mișcă patul și toată casa, ca la cutremur. Mai rău ca la cutremur. Dar se aude foarte rău zgomotul de la banda transportoare. În continuu e așa, nu-i banda transportoare. Motoarele care produc energie, turbinele, toate astea, da. Da. Și spuneți-mi cum e viața, e un calvar, un coșmar. Nu credeam că ajung la vârsta de 81 de ani și 6 luni să trec prin asemenea calvar. 4 hectare de pădure cu acte a avut tatăl meu, a trebuit să mă lupt cu prefectura că nu vrea să-mi dea titlul de proprietate. 2 ani și 8 luni m-am luptat prin judecăți, am obținut hotărârea de judecată, iar silvicul ne-a tăiat toate pădurile aici, fără să fim desfăgubiți. Deși, întreprinderea minieră ne-a chemat să negociem. Ce să negociem? Prețurile a fost făcute de guvern, din Secure Topărești. Și cât v-au oferit? Asta. Cu ani în urmă, se dădea 1 miliard pe hectar. Acum, nu, decât 500 de milioane. Mi-au oferit 2 miliarde vechi, adică 200 de mii. 40 de mii de euro.
ar veni da, în euro. Pe 4 hectare, da. Nicolae Săpunaru lucrează în cadrul complexului energetic Oltenia. De câțiva ani așteaptă să-l cheme cineva din companie pentru a negocia vânzarea casei. Este supărat că mulți vecini au reușit să-și vândă proprietățile companiei miniere, iar el a fost ignorat. Am văzut că unele case au fost cumpărate de... Da, da, alu vecinul meu a fost cumpărată. Câți bani? Nu pot eu să vă spun exact, că nu spun ei cât fiecare au făcut pe șiul stac. El lucrează inginer pe la complex și... Complexul energetic Oltenia? Da. El a luat banii de om 9 ani de zile, noi ceilalți, nu. Cum se numește? Stoian și mai cum? Stoian Constantin. Așa? Și cum unii ia și unii nu ia. Pe aceea suprafață? Pe aceea suprafață, da. Vecin cu mine. Cum el e în zonă demolabilă și eu nu. Păi sunteți gard în gard? Da, gard în gard. Nu știu, nu pot să-mi explic cum și ce, cum s-a făcut și... Păi și nu le-a spus la companie, la complex? Nu te ia nimeni în calcul, nu. Lucra și la ei? Da. Vă simțiți amenințat cumva? Nu, nu, nu. Ne întoarcem în comuna Cătunele din județul Gorj. În perimetrul acestei comune este o carieră de lignit, iar anual, complexul energetic Oltenia virează în bugetul primăriei în jur de 7 milioane de lei, adică redevență. Această sumă reprezintă peste jumătate din bugetul anual al comunei. Fără acești bani, primăria Cătunele nu ar fi construit școala, nu ar fi putut să plătească salubrizarea, ori salariile funcționarilor. Jumătate din bugetul anual vine din la minerit. Dar sunt unele primării care au și mai mulți bani. Au din minerit foarte mulți bani, acolo unde e în expansiune compania. La noi este în regres, după aia știți că s-a restructurat, a ajuns undeva la 600 și ceva de angajați. La 400 și ceva, 450 de angajați, dar 450 de angajați la ora actuală, din 1500 cât au avut în anii 2000. Mulți locuitori ai comunei lucrează la complexul energetic Oltenia. Dacă va fi închisă cariera lui Poaia, vor rămâne fără loc de muncă, iar primăria Cătunele fără banii din redevență. Practic, activitatea primăriei ar fi blocată. Fărcășeștiul obține de la Mina Roșia 80% din bugetul anual. E cea mai bogată comună din județ privind cotele din minerit și redevența. Ei primesc cele mai multe fonduri. Dacă se închide mineritul, nu veți mai avea acești bani. Dacă se închide mineritul, Gorjul nu va mai avea bani. Gorjul, dacă se închide mineritul, trebuie să se atașeze de alt județ ca să supraviețuiască, pentru că nici agricultura nu este rentabil să faci și nici mineritul nu va mai funcționa. Bogdan Vasile din comuna Cătunele lucrează la complexul energetic Oltenie. Norocul lui este că are copiii deja mari, studenți. Doi dintre frații lui lucrează în străinătate. Bogdan Vasile ar mai avea 7-8 ani până la pensie, dar este teamă că până atunci mineritul în zonă va fi închis. Ce vârstă aveți? 45 de ani. Mai aveți până la pensie? Ar mai fi, după noua lege, 8 ani de zile de activitate. Și ca vechime? Luna viitoare voi face 27 de ani de vechime numai în minerit. Dar nu aveți vârsta de ieși la pensie? Exact, da. Nu este vârsta pe actuala lege care s-a elaborat. Știți de mult timp că vor fi închise minele? Sigur că da, ani de zile au fost restructurări și mereu am fost amenințat la servici cu locurile de muncă că vor dispărea, vor restructura. Noi tinerii sperăm să ajungem la final de carieră să ne putem pensiona. Păi dacă se închid minele peste 3 ani? Programul de restructurare se mai poate prelungi, se mai poate renegocia, mai sunt programe de... Păi așa credeți dumneavoastră, dar în 2026 veți avea 48 de ani, nu? 48 de ani, da. Ce veți face? De regulă, aici, zona asta, nu avem alte oportunități decât să mergem mai departe în alte orașe mai mari, să ne căutăm locuri de muncă pentru a ne susține familia. Avem doi copii care trebuie susținuți. Studenți la facultate, la școală și trebuie să-i ajutăm. Trebuie să facem ceva pentru ei, că pentru asta suntem părinți, să ne facem datoria. Noi ca și lucrători care lucrăm în această activitate nu ne opunem progresului, să nu ne înțelegeți dumneavoastră la București greșit. Pentru că am văzut că este și această opinie, domnule, înapoiați ăia
Vor ei tot cărbune în continuare? Nu, domne, noi suntem disperați pentru că nu avem altceva. Nu avem alternativă, nu ne opunem progresului. Noi înțelegem că progresul vine cu energie verde. Statul român alături de Uniunea Europeană și-au asumat această tranziție la o energie verde, dar tot Uniunea Europeană are norme întregi, are capitole întregi, care spun în felul următor că zonele și lucrătorii afectați de tranziția la o energie verde trebuie să beneficieze de programe de protecție socială și economică. Ori la noi acest lucru este zero. Zero. Deci, pur și simplu, la noi această tranziție justă pe care o numesc ei, noi îi spunem o tranziție injustă, împinge Gorjul, județul Gorj, la sărăcie. Ce se va întâmpla social vorbind? Avem la dispoziție fondul de tranziție justă. Acolo sunt niște miliarde de euro gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Ministerul Energiei are un rol, dacă vreți, de consultant tehnic și care vizează programe de formare profesională, sprijinirea unor start-up-uri, orice proces de transformare a unei regiuni monoindustriale sau o regiune care depinde, așa cum e Gorjul, Complexul Energetic Oltenia, este inima Gorjului. Am fost acolo, e mai mult decât un hub economic, este un mod de viață, dacă vreți, pentru generații de români și trebuie să avem sensibilitatea să înțelegem chestiunea asta. Aceeași discuție și în Valea Jiului. Până în anii 60, Gorjul era nelipsit în proverbele despre sărăcie. Odată cu deschiderea exploatărilor miniere, au apărut multe orașe monoindustriale ca Motru, Rovinari, ori Turceni. Capitala județului, Târgu Jiu, avea industrie dezvoltată, dar după 1990, mare parte a fost închisă. Norii negri au venit și peste mineritul din zonă, iar acum se anunță că va fi închis în totalitate la 1 ianuarie 2026. Vorbim de 2026. Ne va ajuta în acest demers un studiu pe care Transelectrica îl planifică pentru anul următor și este un studiu de adecvanță a sistemului energetic național, care ne va spune exact cât trebuie să producem în bandă, la ce consum ne putem aștepta, ce capacități de energie solară, eoliană, de energie verde sunt puse în funcțiune în anul următor, în anul acesta. El este în procedură de achiziție, acest studiu de adecvanță, și va dura, oricum îl vom avea gata anul viitor. Deci și dacă nu reușim anul acesta în fața Comisiei Europene să obținem o amânare, la anul avem șanse mai mari dacă din acest studiu al Transelectricii va rezulta faptul că grupurile pe bază de cărbune mai pot sau trebuie să rămână în funcțiune încă un an, doi ani de zile. Chiar și așa, acum am văzut că sunt voci care spun, domne, ne ducem și negociem măcar 2 ani să ne mai lase. Asta ne-o prezinți ca pe un optimism? Nu, domne. Noi trebuie să fim ca polonezii. Polonezii s-au dus și au negociat 2050 anul, 2049. La noi nu se poate face așa, în acest context în care și Germania, și Polonia, și țări europene din Uniunea Europeană s-au reîntors și au pus preț mai mare, au fost pe această resursă energetică, cărbunele. La noi, nu știu, eu bănuiesc că și din motive de interese, la modul personal, în sensul acelor băieți deștepți din energie, sunt interese foarte mari pe această zonă de investiții pe energie verde, pentru că ea este sponsorizată din banii noștri ai tuturor. Practic, noi dăm niște bani. Vă referiți la OMV și Tinmar pentru România? Toți cei care investesc în domeniul ăsta, toți au interese foarte mari în zona asta și vă dați seama că au legături și politice pe moment ce atâta grabă să nenorocim cărbune. Lobby. Da. Ei se numește lobby, la noi îi spune trafic de influență și vedem cum se îmbogățesc. Noi facem o comparație cu Polonia, cu Cehia, cu Germania. Față de aceste state, într-adevăr, România este undeva la un nivel mult mai slab față de negocierile care au făcut, din ce auzi și noi și știm din presă. De exemplu, Polonia, bine, nu se compară, produce 90% din energia produsă pe cărbune, ajunge undeva la 2040-2050, Germania 2050. Deci și la noi eu cred că se poate, printr-o voință politică și voință la nivel de țară, se poate undeva merge la Comisia Europeană să se prelungească aceste termeni de închidere a mineritului. România poate primi o dispensă din partea Comisiei Europene și astfel s-ar putea extrage cărbune în Gorj până în anul 2028. Uniunea Europeană vrea să renunțe în totalitate la combustibilii fosili până în anul 2050, practic să reducă la zero emisiile de carbon. Complexul energetic Oltenia asigură în prezent în jur de 15% din necesarul național de energie. Iernile blânde din ultimii ani, dar mai ales scăderea industriei românești,
au determinat și scăderea consumului. Producem 6500 de megawatt pe zi, da? Da, aproximativ. Necesarul României. Da, asta e o medie. Deci zilele trecute am produs 5000. Și ne-a ajuns. Da, dar revin, ne-au ajuns în contextul în care avem o economie de subsistență. Noi nu avem o economie națională care să producă plus valoare. Și de aceea toate problemele pe care le generează în bugetul de stat. În momentul în care tu nu ai producție, nu ai venituri, logic, n-ai locuri de muncă, există exodul care îl știm toți, a românilor și în special a românilor tineri, între 20 și 45 de ani. Deci peste 3 milioane jumate din acestea nu sunt în România. Problemele care decurg de aceea. Câți mineri mai sunt în bazinul? Păi în complexul energetic Oltenia cred că mai sunt sub 10.000, pentru că datorită apariției legislației pensiilor, foarte mulți colegi ies în cascadă la pensie. Până în 2050 trebuie să fie zero emisii de CO2, ceea ce ne mințim. Doamne, CO2-ul ăsta, haide să uităm cine e lângă noi. Ucraina, Serbia, ăștia au o problemă cu CO2-ul? Nu sunt europeană, nu? Ei vin într-adevăr, CO2-ul stă în stânga și în dreapta și nu vine în România. Deci noi am făcut investiții masive în termocentrale noastre, să știți, s-au investit miliarde de euro pe poluare și pe tot ce înseamnă costurile de așa mai departe. Nu este chiar așa cu treceți dumneavoastră, o să mergeți spre București, probabil treceți spre aceste termocentrale. O să vedeți că este un abur. Un abur este, efectiv. Nu mai este fumul acela negru. Mă duc în concedii, în Grecia, undeva. Este un fum negru de zici că... Așa. Deci, totuși, la noi, eu zic că România, la ora actuală, este bine poziționată din punct de vedere al ecologizării și al părții de puse la punct de investiții minerii. România de ceva timp are o problemă că, cu toate că s-a redus consumul și ne campliem cu producția pe consum, culmea, când avem excedent de energie, adică când bate vântul, avem soare, avem, exportăm, dar exportăm la prețuri mici, iar când avem deficit, importăm la prețuri foarte mari. Și chiar dacă începe statul român să se laude că importul este mai mic decât exportul, dacă facem un calcul total, suma totală plătită de statul român, prin firmele care cumpără energie, e mult, mult mai mare decât ceea ce dăm în afară, chiar dacă dăm mai mult. Că așa a fost politica făcută de băieții ăștia de la vârf, de ANR, de minister. România primește mulți bani, zeci de miliarde de euro în urma negocierii cu Comisia Europeană a Planului Național de Redresare și Reziliență, bani vitali pentru dezvoltarea României. Să sperăm că banii nu se vor duce într-o gaură neagră. România are angajamente clare și în privința mineritului. Se pune întrebarea, oare România a negociat prost PNRR? PNRR a fost prost negociat nu doar pe capitolul energie. Și la digitalizare am avut aceleași probleme. Noi ne-am setat o foaie de parcurs cu obiective uneori neclare și ne-am expus ca țară unor interpretări ale Comisiei Europene, ale unor funcționari din Comisia Europeană, care ulterior pot duce la blocarea unor fonduri importante pentru România. Și de ce a fost negociat prost în privința mineritului, de exemplu? Cred că am fi putut să ne uităm la alte state, cum sunt Polonia sau Germania sau alte state europene care au fost totuși mai prevăzătoare și, mai ales în contextul unei crize energetice, și-au prevăzut menținerea unor capacități pe bază de cărbune. Sunt capacități pe care poți să le pornești, poți să le oprești, sunt acolo, sunt destul de fiabile, deci lucrurile funcționează. Noi avem dreptul ăsta? Să conservăm? Ar trebui să-l avem. Sigur că în momentul în care ți-ai luat un angajament în trecut, e mult mai greu să dai înapoi de la el. În mod normal, lucrurile trebuiau negociate de la început și explicat ce face fiecare țară europeană, care sunt nevoile României, de ce e importantă producția de cărbune, care e rezerva de cărbune a României și o rezervă foarte mare, cel puțin în zona de lignit, încă avem o rezervă importantă și avem front de lucru și avem cariere care funcționează bine, altele funcționează prost, dar oricum este o resursă proprie a României pe care ar trebui să o putem exploata. Alte țări despre care vorbim sunt Franța, Germania, niște puteri Uniunea Europeană și cu o voce importantă, iar noi nu avem acea voce importantă nici măcar pe măsura Poloniei sau Ungariei. Vorbim de Polonia care menține ideile pe baza pentru producția asta de cărbune, dar noi nu. Noi ne-am raliat la prima strigare, probabil. Da, dar noi n-am avut nici oameni care să aibă o poziție... Vă dați seama că totul se rezumă la oamenii care au negociat acest traseu de decarbonare, dar
Asta e treaba lor să-și asume aceste decizii și să răspundă pentru ele în fața oamenilor. Dar este trist pentru că, mă repet, avem posibilități de a funcționa. România plătește certificate de carbon la fel ca orice țară din Uniunea Europeană care produce energie pe bază de cărbune. Numai că noi nu avem potențialul economic al Germaniei ori Poloniei care și-au gândit strategii în minerit pe termen lung. Avem cea mai mare problemă, problema certificatelor, lucru care pe care noi ne-a îngenunchiat, pentru că spre deosebire de concurenții noștri din această piață energetică liberă, cum ar veni din Europa, în România activitatea pe cărbune, spre deosebire de concurența noastră, a fost obligată, lăsată singură să plătească aceste certificate și vă dau un exemplu. De exemplu, concurenții noștri vă dau din Cehia, Polonia, Germania, pur și simplu au creat un mix energetic din toate companiile, toate formele de producere a energiei electrice, hidro, nuclear, cărbune, aceeași companie plătește certificate, pe când noi plătim decât noi, cărbunele, plătim certificatul de carbon. Odată cu închiderea carierelor și termocentralelor pe combustibili fosili, siguranța energetică a României este în pericol, adică producerea de energie în bandă. Trebuie să punem ceva în loc, dar la noi totul se petrece foarte lent. Să vedem ce se va alege de miliardele de euro cheltuite pentru modernizarea termocentralei Rovinari. Ce ar însemna pentru România să închidă termocentrala Rovinari? Eu cred că este un punct foarte slab, pentru că termocentrala Rovinari este producătorul care asigură dezvoltarea și tranziția spre decarbonare. Nu se poate să trăiești doar cu eoliene care nu au program. Nu se poate să trăiești pe solar care produce proporțional cu puterea instalată și ține de vreme, fără să ai cu ce compensa. În România va fi cel mai greu. Sunt minus 20 de grade, vă dau exemplu, minus 25 de grade, când pur și simplu viața oamenilor este pusă în pericol. Noi, salariații din activitatea asta, venim, scoatem cărbunele, îl dăm, îl scoatem energie și pur și simplu salvăm România de la fric și de la întuneric sau pe secetă, tot la fel facem lucrul ăsta. Dar cu toate astea, suntem amendați, suntem penalizați pentru că facem acest lucru și vă dau un exemplu ce ni s-a întâmplat cu aceste certificate. E ca și cum guvernul României vine și pune apometre pe mașinile de pompieri și îi pune pe pompier să plătească apa cu care sting incendiile. Ce facem cu toate utilajele acelea, cu investițiile de zeci de miliarde de euro de-a lungul anilor în mineritul din Gorj? Ele vor trebui valorificate într-un fel sau altul. Fier vechi. N-am vrut să spun asta, pentru că e un subiect dureros pentru o țară întreagă care a asistat la distrugerea industriei românești. Și pe toți, ca români, ne doare sufletul când mai trecem pe lângă o fostă fabrică unde erau pâine pe masă pentru zeci de mii de oameni și România se putea mândri că produce ceva pentru o piață externă. Cum era ea? Nu cea mai competitivă, nu cea mai liberă, într-un bloc, așa cum era el, comunist, în spatele cortinei de fier. Dar exista un sentiment că avem o economie care funcționează. Și ieșea, știți, fumul pe coș. Dincolo de asta, trăim totuși într-o nouă paradigmă. Lumea își asumă ținte privitoare la schimbările climatice. Asta e un angajament global. Europa a vrut să fie lider. N-a forțat-o nimeni. Europa și-a asumat un rol de lider din perspectiva asta. Sunt voci care arată către China, arată către India, arată către alte state în curs de dezvoltare și spun că totuși ei vor polua în continuare mult mai mult decât noi. Aceste state spun, dar voi ați polua până acum, lăsați-ne și pe noi să poluăm de acum încolo. Deci e o discuție sensibilă, dar nu cred că în sine trebuie să fim neapărat nostalgici, ci trebuie să găsim soluții pentru acești oameni și aceste locuri. Singura șansă a mineritului în Gorj este ca autoritățile să reușească o prelungire a activității, o renegociere a PNRR. Dar, pentru asta, trebuie o abordare curajoasă și competentă. Capitol la care statul român
este foarte slab.